Cum vezi toată această situație, din Ștefan cel Mare, dezastruoasă din punctul meu de vedere? Sincer, eu chiar nu mai înțeleg nimic. Personal, eu nu mai înțeleg nimic. Ce e acolo? Sunt bani, dar nu sunt bani. Se trimit bani, dar nu ajung. Se trimit, dar ajung. Jucătorii, cred că... Să vorbim despre jucători. La cum au arătat în ultimele două meciuri, cel cu Viitorul din cupă și cel cu Voluntari, dacă nu mă înșel. Da. Cred că au arătat că au calitate, au arătat că fotbal știu. Au arătat că probabil mai au nevoie de timp pentru a deveni o echipă omogenă și mai puternică decât sunt acum. Și s-a văzut probabil și munca depusă de Contra și de staff-ul lui în această perioadă, pentru că într-adevăr au avut multe înfrângeri la rând, dar în ultimele două meciuri au arătat mult, mult mai bine. Probabil ei aveau un plan pe termen lung, astfel încât echipa să arate mai bine de la meci la meci, și acest lucru a început să se vadă, dar... Aceste probleme financiare nu fac bine deloc nici fotbalului românesc, nu fac bine nici jucătorilor, nu fac bine nici oamenilor care promit și nu se țin de cuvânt. Pentru că eu văd ce înseamnă aspectul financiar aici în Polonia, este foarte important să nu ai niciun gând, să știi că ai banii la zi și doar să mergi la antrenament și să încerci să devii mai bun, să încerci să progresezi și să faci performanță. Cred că acest ar trebui să fie gândul fotbalistului, oriunde, și nu să se gândească, dar de ce nu am primit banii, dar oare când îi primim, dar oare cât o să primim și așa mai departe. Despui că la tine în Polonia, acolo ești cu banii la zi, există vreo regulă impusă de forurile de conducere ale fotbalului sau pur și simplu sunt serioși cei de la Cracovia? Pur și simplu... Cracovia, în momentul de față, este cel mai stabil club de fotbal din Polonia, din punct de vedere financiar. Nu au fost niciodată probleme cu banii, dimpotrivă, câteodată îi primim mai repede, depinde cum pică weekendul. Și ce știu și de la alte echipe din Polonia, nu prea există mai deloc probleme cu banii. Dacă există, probabil există, să zicem, o lună jumate, dar se rezolvă apoi într-o săptămână, două, și se readuc salariile la zi. Nu prea există probleme pentru că ei au un management bun, au toți banii, sunt tot bugetul este organizat de la începutul sezonului și atunci nu sunt probleme. Chiar și când a fost această pandemie, cluburile s-au mobilizat și au găsit o soluție astfel încât pe viitor să nu sufere din punct de vedere financiar și să se ajungă la anumite înțelegeri pe perioada pandemiei. Da. Sergiu, este o greșeală faptul că Pablo Cortacero, așa zisul patron, că nu putem să-i spunem că e patron în adevăratul sens al cuvântului, vrea să-l dea afară pe Cosmin Contra, a declarat în ProSport că îl va da afară pentru lipsă de loialitate față de club. Despre asta nu pot să vorbesc, dacă este o greșeală că îl dă afară sau nu îl dă afară, dar aș putea să vorbesc despre modul de a promite ceva. Am fost și eu la Dinamo, știu ce este acolo. Și cât timp am fost la Dinamo, cred că cel care venea și ne vorbea de bani era antrenorul care vorbea cu conducerea, dar pe lângă acesta, dacă erau puțin lucrurile mai grave, să zic, dar nu foarte grave, în sensul că se întârzia mai mult cu salariile, venea Bălănescu sau David și ne explica. Dar venea și ne explica ceva, băi băieți, uitați, asta este situația. Vrei să înțelegeți, până pe data de vă luați banii. Și așa se întâmpla. Adică mereu când ne spuneau ceva, se întâmpla așa ceva. Nu am pățit niciodată să ni se zică până pe data de 10 decembrie primiți banii și să se facă 10 ianuarie și noi să nu avem banii primiți. Dau un exemplu. Da. Deci cred că este important în momentul în care promiți ceva să te ții de cuvânt. Dacă nu poți și crezi că nu poți sau sunt alți anumiți factori care... decid sau amână plata, mai bine nu promiți. Spui că încerci să faci tot posibilul. Pentru că știu cum, eu vorbesc din punctul meu de vedere al unui jucător, știu cum mă simt dacă cineva îmi promite trebuie să-mi iau salariul până atunci. Poate unii își fac planuri cu banii aceia și apoi se întâmplă să nu primească banii. Deci mental te bulversează ca jucător acest lucru. Normal, sunt jucători care nu au
bani puși deoparte să trăiască. Sunt jucători care trăiesc, au salarii mici și trăiesc de la o lună la alta sau de... Știți cum e. Și Da. cred că e important pentru ei, pentru a-i putea menține la un nivel optim și mental să fie prezenți și să fie atât la antrenamente cât și la meciuri foarte buni, cred că cel mai important e să vorbești deschis cu ei și să le ofere o garanție. Ție cum ți se pare situația asta că suporterii au intrat peste Șerdean în cameră la Fenicia? Sincer, nici nu știu ce putere are domnul Șerdean în club. E președinte. A, da? Da, da, da. Nu da. Știam, nici măcar nu Dorin știam. Dorin Șerdean, șahistul, maestru emerit în șah. Nu șahistul mascat din viața cu lui, ci șahist în realitate. Nu știu, după cum am zis, cred că acolo trebuie avut o discuție serioasă. Cred că înlăturarea lui Contra în momentul de față nu produce nimic bun. Da. Dimpotrivă și... Chiar dacă dânsul are, la cum îl cunosc eu pe Contra, pentru că pot să zic că îl cunosc destul de bine, am lucrat cu el și am avut o relație bună. Și la Națională și la Dinamo, da. Da, dacă dânsul vrea să plece, va pleca singur, nu-l va interesa partea financiară. Dar la cum îl cunosc pe el, este un antrenor ambițios. A început o muncă acolo, grea, pentru că au fost adus foarte mulți jucători și e foarte greu să faci o echipă omogenă într-un timp foarte scurt, mai ales cu problemele din fond de la Dinamo, cu neplata salariilor către jucătorii mai vechi, cu salarii restante pentru jucătorii noi. Și eu nu văd. Și până la urmă, dacă Mr. Contra a zis de problemele financiare pentru că cei din conducere nu le rezolvă, la fel a vorbit și Dan Petrescu și nu s-a întâmplat nimic. Adică antrenorii au tot dreptul să vorbească, fiecare om are dreptul să vorbească, dar eu cred că deciziile nu se iau după o declarație sau după ce spune unul și altul. Eu cred că deciziile se iau în funcție de ce se întâmplă cu adevărat și în funcție de ce își dorește fiecare parte, atât conducerea cât și antrenorul. Pentru că pentru a avea un parcurs bun, un club, trebuie să aibă un obiectiv comun toți din acel club. Da. Nu doar jucătorii sau antrenorii sau conducerea. Pe tine ca dinamovist te întristează situația pe care da, o vezi la Dinamo? Da, da, chiar mă întristează pentru că mereu am fost alături de ei, sunt și voi fi. Mereu le urmăresc meciurile și mă bucur pentru ei atunci când câștigă. Și mă întristează pentru că nu este o siguranță și nimeni nu știe ce se întâmplă cu adevărat cu acest club. Pentru că chiar eu acum sunt doar un suporter și poate mai păstrez legătura cu câțiva din club, dar nimeni nu știe cu adevărat care este ce o să fie cu acest club, să formulez altfel. Deci nu există un plan organizat, nu există un viitor pentru acest club în momentul de față. Mi se pare că trăiește de pe o zi pe alta și nu este nimic sigur ce se va întâmpla mâine. Sergiu, adică dacă mâine vine cineva sau iese cineva și zice Dinamo este în faliment, pentru mine nu este o surpriză, pentru că, cum am zis, nu știe nimeni ce se întâmplă cu acest club în momentul de față. Da. S-a ajuns la momentul la care suporterii au oferit o variantă spaniolilor să împrumute clubul cu peste 150.000 de euro pentru fair play-ul financiar. Spaniolii au refuzat pentru că suporterii au cerut garanție un număr de acțiuni. Chiar și așa, totuși, ultra și plătesc prime de joc, au plătit pentru victoria din cupă o primă de joc, iar Nicolae Badea trimite pizza echipei. Nu se pare puțin penibil, tragic pentru un club de nivelul lui Dinamo să se adune așa de peste tot câte puțin ca să supraviețuiască echipa? Păi, să mă scuzați, și eu pot să le trimit pizza după fiecare meci câștigat. Dacă s-a ajuns așa, este grav să stea să primească pizza dintr-o parte și din alta. Tocmai nu mi se pare normal un club de talia lui Dinamo, un brand ca Dinamo, da, să primească pizza de la diferiți oameni în fiecare săptămână.
Foarte frumos, cel puțin gestul din partea domnului Boadea. Măcar le-a dat o pizza la băieți după meci și s-au bucurat în vestiar, cu siguranță. Și suporterii au dat prime de 1000 de euro de fiecare om. Foarte frumos, este incredibil ce au făcut, dar nu mi se pare normal. Și nu mi se pare normal nici în momentul de față să se vorbească doar de acest lucru, faptul că clubul Dinamo riscă falimentul dacă nu plătește anumiți bani către diferit terți sau pentru, da, pentru licență și jucătorii iar să rămână la urmă. Haide să plătim datoriile ca să nu intrăm în faliment și jucătorii iar să rămână. După cum am zis, dacă nu au puterea financiară, nu înțeleg de ce au luat acest club. Mai bine să lase suporterilor și suporterii așa cum pot se descurcă și fac strâng mână de la mână. Mai dă unul, mai dă altul, sunt o grămadă de suporteri din Amovi și ține clubul, dacă alții nu pot financiar. Da. De asta am zis, este foarte ușor să... Și eu pot să promit că o să cumpăr clubul Dinamo la anul și bag 5 milioane de euro în el, dar dacă nu mă pot ține de promisiunea, ce fac? Păi uite, de aceea cel mai bine este să fii sincer și onest, să spui atât putem, atât o să vă dăm. Nu, da, să promiți lucruri mărețe și să nu te ții de cuvânt. Pentru că și jucătorii devin frustrați, și antrenorii, și suporterii, și toată lumea. Suporterii dinamoviști au transmis un contract că nu sunt de acord sub nicio formă ca el să demisioneze sau să plece și au spus ceva de genul: te susținem să vedem dacă are tupeu Cortaseru să vină în România să te dea afară. Și acum te întreb pe tine, nu ca fost jucător al lui Dinamo, ci ca simplu suporter dinamovist, în sufletul tău îți dorești ca Cosmin Contra să continue la Dinamo sau crezi că ar fi momentul să plece? Că mi-am inteles de suporter. Dacă nu... acest fond de investiții sau cine deține clubul în momentul de față, dacă nu pot să se dea la parte, să lase suporteri, eu am încredere în ei că pot să țină clubul în viață. Ok, dar îl vrei pe Contra în continuare la Dinamo? Da, și îl aș vrea și pe Contra în momentul de față, în continuare antrenor la Dinamo, pentru că, după cum am zis, a început o muncă, trebuie lăsat în continuare. Ce facem dacă schimbăm antrenorii la Dinamo după fiecare, în fiecare lună schimbăm antrenorii? Unde ajungem? Da, ce să mai înțeleagă jucătorii aceia, pentru că și așa sunt destul de mulți străini în momentul de față și e un avantaj pentru că e Cosmin Contra acolo și îl vorbește spaniolă și cât, da, de cât poate e mult mai ușor să comunice în română și în spaniolă și să înțeleagă toată lumea. Plus că mai sunt și jucători care au experiență mare, care nu, cum e Puliș, de exemplu, cum e Anton, cum e Gol, adică sunt jucători cu care poți să lucrezi foarte ușor. Da. Și atunci să vină alt antrenor cu alte idei, cu altă tactică, va da peste cap tot ce s-a construit până acum. Deci eu cred că, și nu vorbim doar de Dinamo aici, vorbim în general în România, eu cred că ar trebui să se acorde mai mult timp antrenorilor pentru a-și pune în practică ideile și toată munca. Inclusiv aici stau și mă gândesc la Mirel Rădoi, la echipa națională. A avut o lună septembrie extraordinară, toată lumea vorbea că el este antrenorul de care e nevoie în momentul de față. Apoi în octombrie nu a fost așa de bine, toată lumea vrea să fie dat afară sau să fie schimbat. Sau... Și ce se întâmplă? Vine alt antrenor și iar schimbă și iar ne întoarcem de unde am plecat. O altă dovadă de antrenor foarte bun din punctul meu de vedere și care și-a arătat cu adevărat clasa este Costel Gâlcă. Așa. Gândiți-vă, a fost la FCSB și a câștigat într-un an de zile a câștigat 3 trofee din 3 posibile. Da. Chiar dacă au avut momente grele, chiar dacă au avut înfrângeri la rând, acum s-a dus în Danemarca mi se pare că e, da. În Danemarca. A promovat. În prima ligă a retrogradat în Liga a doua, a stat chiar și în Liga a doua a stat și a promovat din nou în prima ligă și acum e în primele echipe în Danemarca. Da. Deci asta înseamnă continuitate, asta înseamnă omogenitatea echipei, asta înseamnă ca un antrenor să-și pună în practică toate ideile și după un timp, după ce lucrezi cu un antrenor, chiar și o relație dintre un jucător și un antrenor, dacă nu este foarte bună la început, în timp se va deveni mai bună. Pentru că antrenorul începe să înțeleagă jucătorul, jucătorul începe să înțeleagă ideile antrenorului și se va ajunge la un numitor comun astfel încât fiecare, cum am zis, să aibă același obiectiv.